Marcel! Tu l-ai, doamne, ce mai spăriet! De tu l-ai, doamne! Ce să fac? Eram absorbit, eram cufundat în lumea muzicii. Mm. Dar pe tine, cu ce te pot ajuta, scumpă colegă de cântec? Pe păi am venit să-mi dai un microfon, N am vorbit vineri să vin să-mi dai microfon. ți da, dar sigur că doar ești fată bună și am destule de astea. Numai să-mi zici, te rog, cât mă costă. Ce să te coste? Ia, du-te, fă treaba. Eu fac bani din alte părți. O, oh, ați o intrat ceva cântări, he? Nu, încă nu. Dar mă știi că eu nu fac compromisuri ca alții. <laughs> nu, dar fă-mi o faci, văd <laughs> că... Știi ce? Cât e o slăină în frigider și o porodică, Marcel nu se plânge de nimic. E curimă? <laughs> nu. No să scrie refrenul de la ultima piesă. Nu ți-l pun aici pe aia asta. Du da du da du da du da du mă dorule. Du da du da du. Lansau. Marcel. Așa. Asta e piesa lui Irina Rimes. Ce? Și melodia asta furat-o? Mafia din folclor, că n-apuc să lansez un hit și în gură la alta. Da, fii atent aici. De ce nu te apuci tu de colinde? Hă? Că e sezonul imediat. Colinde! acolo e hrușcă. Și locul 2 nu vreau să-l am eu. Pentru locul 2 nu cântă imnul, mademoiselle. Pe nu da bani de factură trebuie. Știi de ce strâng bani acum? Să-mi iau iPhone 16. De zic că trebuie iPhone 16. Nu mie, dar de când și-o lua părintele Pomohaci, toată lumea din folclor e cu minim iPhone 16. Nu poți urca pe scenă la zilele curcubetii fără iPhone 16 în chimir. Da, du, da, du. Dar fii atent aici, am o idee și mai bună. De ce nu mești tu să cânți la candidații? Tu știi câți bani faci? Ia, yeah, ia. Yeah. De exemplu, Ciolacu, că e Marcel ca și mine. M-ar lua doar în caravana campaniei. Mm -hmm. Și la ciucă să-i cânt. Că e Nicolae. La mare, la Macin, -ma -cin mă cingră, mă mă Și în sondaje cum mai stai. Fii atent, da. Joana. Are dolar și scutul NATO, ăsta e blindat de bani. Ui, să nu mai zic de asta, Simion. Nu știu ce să zic cred că la el să-i mergi la lansare, trebuie să dai tu bani să urci pe scenă, că și Becali i-o dat două tone de brânză, numai să participe cu numele la nuntă. Oh, no, Bine, da. uh, te rog să-mi dai microfonul, că trebuie să... Da, unde te dacă nu spre indiscret? Am un botez, s-au deschis acum ceva restaurant nou, Ballroom Imperial Diamond Restaurant și am acolo un botez. No, păi fain acolo, 1000 de euro. Da, 1000 da, de euro fac din dedicații, numai că na, contractul e un pic mai scump. Nu, no, nu, no, microfonul, 1000 de euro dacă vrei, treaba ta. Ai zis că mi-l dai pe gratis. E gratis, gratis, dar buzele mele de sute de ori s-au apropiat de acest microfon. Microfonul ăsta a devenit un totem, nu ca înțelege tu asta. A devenit parte din mine, nu pot să-ți-l dau gratis. De ce nu s-au apropiat buzele tale, mă întreb? Ești un zgârcit aici, ești un zgârcit și eu nu mai vreau să aud de tine în viața mea. Bine, bine, du-te, du-te, că nu, nu microfonul îți lipsește ție. Ție îți lipsește CD-ul să-ți cânte muzică, n-ai voce de fel. I'm so sorry, but mândră și dumneavoastră, hai să cumpăr. Tu l-ai, doamne!